Bună ziua, dragi prieteni și Hristos a înviat! Din nou, eu, Olesia Palaj și echipa surpriză la tine acasă, cu mare drag de oameni dragi, cu mare drag de a livra emoții frumoase, ne-am pornit din nou la drum. O duminică frumoasă, cu cald în suflet, am pornit să spunem la mulți ani doamnei Paladie Emilia, din orașul Bălți. Venim cu mare drag la cei 67 de ani să o felicităm cu mare drag din partea fratelui Boris și doamnei Galina, cumnata dumneaei, care din păcate sunt departe, sunt în Rusia, dar cu gândul și sufletul astăzi sunt aici. Și de fapt întotdeauna, oamenii dragi plecați departe sunt cu sufletul cald întotdeauna la cei rămași aici să le ducă dorul și așteptare. Venim cu mare drag din partea fratelui și cumnatei să felicităm sufletul de om, sufletul de soră de aici omageată, să-i cântăm la mulți ani și desigur să-i bucurăm sufletul cu niște daruri frumoase și lesebite și desigur cel mai frumos la mulți ani care trebuie să răsune astăzi în casa omageatei din partea fratelui, din partea cumnatei, din partea celor dragi de departe. Haideți dragii noștri și aici să lăsăm lucruri frumoase din urma noastră, să lăsăm flori pe cărarea vieții și să lăsăm, desigur, amintiri frumoase în sufletul omageatei noastre, Doamne. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, Doamna Emilia să ne trăiți. Și toți împreună, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți la mulți ani. Bună ziua, Hristos a înviat și bine v-am găsit. Adio. Bună ziua. Ce-s cu galușe și alea matale? Slava Domnului! Rămase, ați văzut că și minciuni intrăm noi în casa omului. Am înțeles. Avem grijă gălușilor la oameni, sunt sard. Dar sunt minciuni plăcute. Sunt plăcute, așa, să iartă. Știți ce spuneam eu în postul mare? Iartă-mă, Doamne, cu o lună jumătate numai cu minciunile de astea am umblat. Dar am o spate, cam ieșit din post. Da. Noi vă spunem bună ziua. Ne cerem scuze că am dat busnă. Ne-au adus oameni dragi în casa dumneavoastră și ne-au trimis tot oameni dragi în casa dumneavoastră. Azi când este o sărbătoare frumoasă, în primul rând este o duminică binecuvântată, când oamenii dragi se mai duc unii pe alții. Azi a fost și duminica blajinilor, când oamenii au avut posibilitate și necesitate totodată să se ducă să-și facă trebuințele necesare și pentru cei plecați din lumea asta. Și totodată astăzi, apoi încet și ziua dumneavoastră de naștere, când oamenii dragi s-au adunat în căsuța dumneavoastră, când cu siguranță au reușit tot să vă spună la mulți ani. Și noi am venit să aducem la mulți ani în casa dumneavoastră din partea cuiva care vă iubește, din partea cuiva care duce dor, din partea cuiva care a vrut azi frumos să se afirme așa, cu flori frumoase pentru suflet frumos, cu daruri deosebite și în primul rând cu la mulți ani care am vrut noi așa să răsuni frumos în casa dumneavoastră împreună cu cei dragi sufletului dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă intuiți din partea cui din mine și cine ar fi poznașii cei care fac pozn frumos și deosebit pentru doamna Emilia. Cei mai scump sufletului, copiii, nepoții, ginerile, nora, soțul, cei mai scumpi suflete pe lumea aceasta sunt copilașii mei. Așa. Cred că de la dânsii. Eu v-am dat voie. Eu v-am dat voie. Dați-mi voie, vă rog. Eu v-am dat voie să numiți pe toți, cum puteam să zic din start.
nu sunt ei. Dar v-am dat voie. Dar știți de ce? Pentru că în primul rând sufletul de mamă bate la copii. Și bate la cei dragi care sunt rupți din sufletul ei. Și nu că frații, surorile sau mama, tata nu sunt rupți din sufletul nostru. Dar în sufletul mamei întotdeauna copilașii sunt cei mai sfinți și cei mai dragi. Dar ei sunt aici, cu dumneavoastră. Am înțeles că ei sunt aici, dar tot aud mămica, mămica. Sunt ai dumneavoastră și au avut posibilitatea să vină aici. Noi venim din partea cuiva care nu a avut azi posibilitatea să vină. Cred că unii cu frățuori, ca departe de noi. Așa. Departe și noi alături de noi. Noi venim cu drag din partea fratelui, din partea cumnatei, care cu mare drag ne-a rugat să venim azi spre sora. Să o felicităm cu acești 67 de ani frumoși, cu buchetul de 67 de flori care astăzi îl completați minunat, alături de oameni dragi. Și cumva departe fizic de ei, dar sufletește, cu siguranță îi simțiți alături, căci ei au vrut azi să fie alături sufletește de dumneavoastră și au vrut să vă felicite frumos pentru o surpriză. Am adus daruri frumoase, dar cel mai important, un dor și o dragoste și un respect foarte mare din partea celor dragi de acolo de departe. Am să mă îndrept spre dumneavoastră, în primul rând, cred că tot și o să vă ajute. Buchețelul nu-i greu. Mulțumesc! Mare drag din partea lor. Mulțumesc, frățioare și cumnățică de iubite, mulțumim pentru sufletul vostru și pentru grija voastră de mine, că sunteți departe, tocmai în Moscova, tocmai, dar sunteți alături mereu, alături de sufletul meu. Am adus un coș de vitamine pentru dumneavoastră, pentru masă de sărbătoare, am să-l aranjăm așa, aici. Așa, și mai am aici în mână două băuturi. Și ele sunt pentru două persoane din această casă. Cineva a fost omagiat în aprilie. Cineva e omagiat în mai. Cine... Dar să văd ce... Soțiorul meu cel scump în aprilie. Așa. Și scumpul meu fecioraș. Iată. Unicul în mai. Iată așa. Pentru aceste două persoane, suflete dragi și lor, celor de departe, am adus aceste băuturi. Cum zic eu întotdeauna, nu contează darul, contează gestul. Contează inițiativa, contează dorința oamenilor dragi, cumva să se afirme și cumva frumușel să strige de acolo. La mulți ani, nepoate, la mulți ani, cumnate, la mulți ani, soră și la mulți ani, familie dragă și scumpă sufletului lor. Așa, cred că... Până la urmă am avut și complici la această surpriză și este fiica dumneavoastră, care ne-a oferit încrederea cu ei împreună, cei de departe, să vină spre dumneavoastră să vă spunem frumos la mulți ani. Noi vă dorim din partea lor, în primul rând, sănătate. Să aveți putere, să aveți răbdare, să duceți anii în spate cum i-ați dus și până acum. Unde mai greu, unde mai ușor, dar până la urmă viața e făcută și din scări care ne coboară și scări care ne urcă, dar sunt oameni dragi care ne ajută, ne sprijină, ne dăruie un gând bun, o îmbrățișare, mese de sărbătoare și la o nevoie știm frumos să ne ținem mână de mână și să ne sprijinim, așa ca niște proptiele, unii pe alții, căci atunci viața pare mai ușoară. La mulți ani soțului dumneavoastră, la mulți ani fiului dumneavoastră, sănătate familiei voastre, mulțumesc că ne-ați primit, încă o dată scuze, cum așa, să nu fim văzuți, dar să aducem eu emoția frumoasă, ceea ce am avut în plan și ceea ce am convenit cu cei dragi de departe care ne-au trimis în casa dumneavoastră. Dacă aveți și dumneavoastră să spuneți ceva, să știți că această înregistrare vă capta fiecare moment și vă lăsa o amintire frumoasă pentru familiile voastre. În primul rând, eu vreau să le mulțumesc copiilor, fratelor, iubit bunicul care eu am pe față pământului. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vreau să-i mulțumesc fiicei, Veronica. Întotdeauna, la greu și la ușor, îmi este un umăr de sprijin. În viața aceasta, îi doresc tot sănătate și le mulțumesc și pentru, vreau să vă spun, pentru Nora, care mă ajută și mă înțelege, sufletește și mă înțelege întotdeauna și pe mine și familia. Le mulțumesc la toți din tot sufletul. Dar mă iertați de așa emoții, n-ar trebui ziua de astăzi să fie lacrimi fața noastră, în ochii noștri, dar este lacrimi de bucurie. Lacrimi de... îi mulțumesc soțului. Vreau să vă spun un singur lucru, că
Nicătând astăzi că este ziua mea de naștere, dar la ziua soțului, de 28 aprilie, noi am împlinit 50 de ani de căsătorie. Și era ziua soțului și ziua noastră de atâta. Îi mulțumesc lui din tot sufletul și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-am legat două suflete, două destine așa frumoase. Să ne poarte Domnul Dumnezeu, bunul Dumnezeu și măiculiță Domnului, până la adânci bătrânețe, nu mai e rău să ducem așa cum am dus-o până acum. Îi mulțumesc Domnului pentru copiii, pentru noră, pentru ginere, pentru fică, pentru ficior, pentru fetița mea cea mai sfântă pe fața pământului, care mă înțelege și mă susține în orice clipă a vieții mele. Asta e Mihaela. La mulți ani familiei voastre, bucurii, grija celor din jur să o primiți întotdeauna, cât și să o oferiți, cât se spune că copiii mai mari grijă decât a părinților niciodată n-au primit și nu o să o primească, cât și părinții din partea copiilor, dragoste, alinare, din partea celor, din partea fratele, cumnata, da, asta au vrut să vă bucuri. De parte, dar nu uite de noi, ne susțin zi și noapte, ne sună, ne fericite, nu uite de noi. Le doresc și lor sănătate și le mulțumesc din tot sufletul pentru faptul ce mi-a făcut nou astăzi. Sănătate și dumneavoastră. Am vrut să fac o remarcă, că ați spus niște cuvinte. Eu îmi cer scuze de aceste emoții. Să știți că scopul nostru e numai emoțiile astea. Noi dacă ne ducem fără emoții de la surpriză, pentru noi n-a fost surpriză. Pentru că, până la urmă, surpriza și dorința celor care ne trimit la casa omului este ca să vadă cumva sufletul ăsta așa emoționat, bulversat și plânge și râde și vorbește și toate odată acestea sunt emoții frumoase. Acestea sunt emoții care trebuie omul tot și prin toate greutățile și încercările să le mai trăim și să le mai trecem și prin sufletul nostru. Vă lăsăm cu bine, cu gânduri bune, cu sănătate, încă o dată la mulți ani și dea bunul Dumnezeu să ne mai reîntâlnim în viața asta, pe deal cu deal să vede, dar om cu om mai degrabă, sănătoși, cum zic eu, ciurușă. Restul îl facem cu toate. Cu tot dragul. Eu mă vreau să vă spun că emoțiile este cam periculoase. De ce? De atâta că omul nu pregătit pentru așa ceva și dacă... Noi am trecut și mai este. M-ați luat pentru, vă spun sincer, pentru surprindere plăcute, dar nu știu. Nu știu. E greu, e periculos. Noi am pățit-o, de fapt, când am spus că, Doamne, nu mă spie bine, cum mai fac surprize în data mea?